Bucuriile contaminează și aduc în general alte bucurii a celor care au atâta nevoie de ele în momentele de sărbătoare creștină, mai ales când acestea vin din inimă și din sinceritatea celor care inițiază asemenea evenimente. Acțiunea derulată în cartierul Lițcan de către deputatul Ioan Balan, Mihai Flutur, viceprimarii Lucian Harșovski, Ovidiu Doroftei și camarazii de conștiință a adus instantaneu în inimile celor peste 100 de copii prezenți alături de părinți o veselie aparte și o efervescență caracteristică vârstei și sărbătorilor care îl omagiază pe moșul cel darnic și mereu vesel. În parcul construit pentru ei tot în această vară, tot de către cei menționați, aceștia l-au așteptat pe moș și i-au cântat cântecele sau i-au spus cu voce tare, chiar și la ureche, poezii învățate special pentru asemenea întâmplări frumoase. Domnule viceprimar Lucian Harșovski, bucurie din bucurie sau bucurie le aduc bucurii, e o paradigmă care la noi, la români în general, la creștini, de sărbători lucrează în generațiile care vin. Da, așa este. Uitați-vă că astăzi, de 23 decembrie, în apropierea Crăciunului, terminăm sau finalizăm acțiunea începută la 1 decembrie. Cam fiecare an suntem alături de tineri. Este o acțiune inițiată și sprijinită de aproape de domnul deputat Ioan Balan, președintele organizației municipale a Partidului Național Liberal. Suntem în cartierul Ițcani, într-un loc de joacă și într-un parc care a fost făcut în acest an tot cu sprijinul nostru și spun eu că putem aduce puțină bucurie acestor copii care îi vedeți dumneavoastră în spate. Moșul a venit anul acesta încărcat de daruri și în cartierul Ițcani și cred că acești copii au demonstrat într-adevăr că sunt cuminți și că merită aceste daruri. Am o anul ăsta n-am venit cu sanie și nici cu reni mulți, a venit odată cu încălzirea globală cu o caleașcă din poveste, dar asta nu atenuează cu nimic ca să zic așa, bucuria sărbătorilor și nu magia sărbătorilor. Da, așa este, moșul a trebuit să improvizeze, să vină cu caleașca. S-a adaptat, dar a adus bucurie copiilor și vrem astfel de acțiuni să continue an de an, să dăm peste an, pentru că până la urmă este luna decembrie, o lună în care trebuie să fim cu toții mai buni și o lună în care trebuie să fim mai aproape de cei nevoiați și cei necăjiți. Cum spuneam, o acțiune benefică, spunem noi, o acțiune, uitați, care este aplaudată, văd-o de față și cred că scopul acestei acțiuni este bucuria copiilor. Văd, bucuria asta nu e generată nici de opulență, nici de o demagogie îmbrăcată în haine politice, ci e naturală, e firească și aș putea spune chiar onestă, sinceră. Așa o vedeți? Că nu, eu așa o receptez, nu văd falsitatea cadourilor oferite doar de ocazie. Nu, pentru că aceste cadouri se dau în primul rând copiilor și copiii care nu au drept de vot, acasă vreți să puneți la campanie. Sunt copiii care se bucură și nu prea știu să mintă și bă, cum puteți observa și dumneavoastră, această acțiune organizată de către Ioan Balan este o acțiune benefică și o acțiune care nu iese în evidență foarte mult, o acțiune normală care vine an de an conform tradiției și sperăm noi ca această tradiție să dăină cât mai mult. Atunci să dăinuiți și voi odată cu aceste acțiuni, indiferent în ce echipă lucrați. Numai bine. Vă mulțumesc și eu, numai bine. Salut, mâinile. Ce faceți aici? Ne-am adunat, am renunțat la pregătirile pentru sărbători, că este timp, și am venit la o sărbătoare mult mai importantă, cu copilașe din cartier, cu oamenii din cartier. Contează enorm să ne întâlnim, să ne vedem, și meritul cel mai deosebit este a domnului Nelu Balan, pe care îl respectăm, pentru tot ce au făcut pentru oamenii din cartier. Foarte multe lucruri. Anul trecut au venit și ne-au ajutat cu anumite prin grădiniță, cu daruri pentru copii, pe la școală. Și anul ăsta din nou. Și anul ăsta din nou, bineînțeles, foarte multe acțiuni. Și sprijinul necondiționat l-are din partea lui Mihai Flutur, care este un om al cartierului adoptat, lucrând aici de atâția ani în... Deci deja e al vostru. Fermă este al nostru. Nu îl putem face primar de Ițcan. Ne-am dorit lucrul ăsta, dar nu pentru se poate. Nu poate avea primăria lui, da? Dar l-am face cu toată dragostea. Și încă o dată țin să-i mulțumesc domnului Nelu Balan pentru tot sprijinul, grija, atenția pe care i-a acordat-o cartierului, nici de la guvernare încoace, vă rog de să la nicio stat. Guvernare. De la, pardon, da, scuzați-mă, poate am emoții. Din 90 încoace nimeni nu a acordat atenție cartierului nostru, parcă eram un fel de ghetou a orașului, da. Cum a făcut-o domnul Nelu Balan. Și încă o dată țin să-i mulțumesc. Eu sunt pensionară. Nu am nicio motivație, știu eu cum... De alt ordin, da. De alt ordin. Și o spun din tot sufletul, că el are în cartier susținerea necondiționată a oamenilor de aici. Da, eu am văzut naturalețe, sinceritate și onestitate. N-am văzut deloc haina demagogiei politice. De ce o are?
întrebare întrebătoare, da, știți. Au fost natural, sincer, da. Sau au simțit și ei la rândul lor? Nu, nu, nu. De sinceritate trebuie corect, ca atare. Corect, da? Corect. Este, ați vorbit extraordinar, adică ați găsit forma cea mai corectă de a spune legătura dintre dumnealui și oamenii din cartier. Sinceritate, trebuie să-i răspunzi cu sinceritate și când ești onest, primești cu aceeași monedă, da, onestitate. Vă mulțumesc tare mult, sărbători. Îmi cer scuze, poate n-am găsit cuvintele trebuie, cele mai deosebite, dar trebuie, spuse trebuie, de aici. Dacă sunt spuse din inimă, da, sunt da, ca niște bijuterii. Și dumneavoastră, și fiindcă mi-ați acordat posibilitatea, și tuturor oamenilor din cartier, le doresc tot binele din lume și să înțeleagă că avem un om pe care trebuie să-l susținem pentru chestii deosebite. Domnule Mihai Flutur, astăzi o întâmplare deosebită la dumneavoastră la Ețcani, o întâmplare la care poate cu modestie și cu perseverență ați participat și dumneavoastră. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte sincere, oneste, așa cum a fost tot ce s-a întâmplat astăzi. Precum ați menționat, azi am avut o acțiune în cartierul Ețcani pentru copii, pentru frumoase sărbători de iarnă care au loc. Prezența, cred că, a fost chiar neașteptată. Din partea mea, nu vreau decât să urez la mulți ani sărbători fericite pentru toți locuitorii cartierului Ețcani și să dea Dumnezeu un an mai bun ca 2015. Deci, întâmplarea de astăzi este întâmplare firească, o întâmplare normală. Să fie ea din bucuria familiei dumneavoastră, familiilor noastre mari, unite, o bucurie pentru ziua de mâine, pentru generația care este în prejurul nostru? Da, desigur. Acești copii merită, cred că merită mai mult, dar noi facem după posibilități și în măsura în care putem să-i ajutăm. Primul lucru care ne-am dorit un parc de joacă pentru copii, ceea ce s-a realizat și nu în ultimul rând, chiar cu ajutorul, trebuie să recunoaștem, a domnului Lucian, al viceprimarului Lucian, al domnului Lucian Hașoschi, domnul Doroftei și nu în ultimul rând al domnului Bălan, domnul deputat Bălan Ioan, care dânsul a fost chiar, pot să spun așa, promotor acestui. Am înțeles că cineva de aici, o doamnă de aici, spunea că în general nimeni nu s-a prea gândit la cartierul ăsta Ețcani, a fost ciumat de-a lungul deceniilor față de ultimii 2 ani de zile, nu? Da, au fost un pic da, chiar așa este. Din păcate, trebuie să spunem că cartierul Ețcani a fost un pic mai marginalizat, dar să sperăm că pe viitor va fi băgat în seamă, să spun așa. Și nu va mai fi discriminat. Nu, eu promit că nu o să mai fi discriminat. Vă mulțumesc tare mult, să aveți sărbători minunate. La toată lumea, sărbători fericite, doar. Moșul a venit la mine cu multe cadouri și eu sunt foarte fericit. Eu sper că am fost cu minte. Eu așa cred, că am fost cu minte. Mi-aș dori să nu uite Moș Crăciun de mine atunci când vine și la mine acasă. I-am cerut niște bombonele, mașinuțe roșii și o carte cu Pokémon. Atâta tot, a spus Andrei. Până acum a fost pe la mine doar Moș Nicolae. Moș Crăciun a ajuns mai repede la școală, dar când vine la mine acasă, îmi doresc să-mi aducă și un PlayStation și niște dulciuri. Eu cred că Moș Crăciun a ajuns la mine în parc fericit, bucuros și emoționat. Și m-a făcut și pe mine foarte fericit, a spus Adrian. Le-am făcut copiilor o bucurie de final de an. E o mare satisfacție și pentru noi că ne aflăm în mijlocul lor. Copiii sunt fericiți și este un sentiment unic. Ne pasă de oameni și ne bucurăm că i-am văzut zâmbind, ne-a declarat deputatul Ioan Balan. Acțiunea Moș Crăciun vine la toți copiii din Ițcani are loc anual la inițiativa deputatului Ioan Balan și este sprijinită de întreaga echipă liberală a municipiului Suceava.